Starcu s-a îmbăgat aici la noi, am găsit seara aici în drum. Era hăituite din niște câini, am alungat câinii și am luat în brațe și am dus acasă. Vă dați seama că dacă o lăsam în drum, că ca ori o mașină, ori omorau câinii. A sunat la 112, i-a dat poliția mai departe pe fir, a venit poliția seara, vreo jumătate de oră, s-a uitat la ea cu cineva de la acolo silnic și a rămas, s-a stabilit că astăzi să vină după aia să vorbim la un veterinar undeva, în cazul în care nu e ok și are ceva probleme, sau dacă nu se dă drumul aici, bă, trebuie. O să mănânce. Asta, spațiu străin, nu cunoaște, nu știu zodată. A mâncat sau nu, nu? Da, sperăm. Te-a pune acolo în fața aia asta și aparatul aici. Nu, cred că mănânce. Rete, vai de cap. Nu mănânce asta. O, mănânce. Nu găsesc. Era în captivitate. Știu că nu-i voie. Știu că nu-i voie asta, o știu 100%, dar n-am ce face cu ea. Trebuie să o țin aici, nu? S-o scot în grădină, vin câinii, praf. Asta e situația, da? Ce-a întâmplat dacă nu auziați câinii? Acum ce se întâmplă? Ori călcau o mașină, ori o rupeau câinii. Asta se întâmpla, că ea săracă nu mai putea să salveze singură. Îmi pare bine că am scăpat-o, că mie mi-e drag animalul. O abuzire. Sper să facă și bine. Când se face bine, o scot în bărbunie și dau drum. Dar nu pot, nu am cine la care să nu pare. Am stat de poliție, m-am deplasat cu poliția la fața locului, am văzut că pioara era localnic obrat acolo într-un coteț și starea de sănătate nu știm, trebuie să o ducem la un veterinar pentru că nu s-a ridicat de jos, am pipăit-o, așa, nu, am lăsat-o, poate era în stare de șoc, am zis să am rugat proprietarul să țină până dimineață, vine dacă cumva se ridică de jos, să o putem elibera, dacă nu, să vedem procedurile legale ce trebuie făcut, să consultăm un veterinar să vadă dacă are șanse să scape, așa. A rămas să mă anunțe poliția, acum la 8 asta am rămas să ne întâlnim cu ei, să ne deplasăm la fața locului. De des sunt astfel de cazuri aici în zonă, că sunt căprioare, sunt animale sălbatice, sunt. Nu foarte des. Ne confruntăm cu un astfel de caz cam o dată pe an. Dacă mai mult accident de mașină, așa cu câini mai puțin. Dacă de vedere este sănătos clinic, sunt foarte speriat, cred că ar putea fi eliberat în pădure. Este speriat, nu are fracturi, nu are nimic, speriat și de asta nu e foarte agil. E vorba despre un pui sau? Este un animal tânăr și a fost speriat cu siguranță de către câini. Mai important ar fi să prindem câinii vagabonzi care patrulează prin sate decât să dăm vina pe ea.